Salutăm! Azi revin cu un nou videoclip de acasă, de la Kazan. Și în videoclipul de astăzi vreau să, să vă prezint cum putem proteja fundul la Kazan ca să nu se prindă sau să mestecăm mult mai puțin. Eu, de exemplu, la un cazan mestec de vreo 10 ture de câte 3-4 ori roată. De ce? Pentru că sub fundul la cazan am pus o tablă. Uitați, tabla e destul de groasă. Nu e o tablă de asta subțire să se onduleze. Și punând această tablă sub fund, nu se mai prinde. Și dacă se prinde, se prinde foarte puțin și nu avem probleme. Dacă în cazan punem un amestec mai gros și nu s atenți, o să se prinde și după aia o să pierdem timp. Și -o să frecăm cu nisip, cu diverse soluții ca să reușim. Și am pierdut cel puțin o oră jumate, două de lucru. Ca să evităm acest lucru, am zis, am pus o tablă, tabla e groasă, uitați aici e fundul cazanului, o punem exact sub el, iar e sudată în trei locuri, pe, pe trei picioare. Deci un picior aici în față, unul mai în spate, și unul mai în lateral lângă, lângă golire. Stă țeapănă. Ca și dezavantaj ce îi, la primul cazan se încălzește un pic, mai, un pic mai greu, dar în rest bubuie și nu se prinde. Să știți că o am de, de 3 ani și n-am reușit să-l prind niciodată. Chiar își face efectul, nu să fie discuții, hater, astea. Și dacă e mai subțire, dar dacă e mai subțire, focul, focul o arde, uitați asta e chiar până o arde sau riscăm să să facă burtă tabla să se lase. No. E foarte simplu, vă faceți rost de o tablă, acum depinde cum aveți cazanul, vedeți eu nu l-am în cuptor, îl am într-un într, -un, într -un tub, într-un tub de țeavă, dar e foarte solid și ăsta și în interior bine a fost un pic chin ca să se sudeze trei, tre cele trei picioare pe care stă tabla, a trebuit scos cazanul mai multe, dar a meritat, a meritat efortul și îi cel puțin 10-15 ani merge pentru că e groasă. Na. Și nu-l mai prindeți, nici nu trebuie să mestecați, să vă puneți cum au alții, motoraj alea. Vă spun sincer, mestec 10-15 ori la un cazan și nu-i prins deloc și nici nu trebuie să vă mai uitați atunci bine condiția e să faceți și, și un amestec omogen tabla trebuie să fie pe toată suprafața cazanului mare mare atenție în partea cealaltă aici unde e burlanul pe interior trebuie decupată ca să, ca să treacă fundul mă gândesc că asta Știe fiecare, nu punem tabla, și după aia nu mai are loc să vină fumul de sub focar. Încă o dată, repet: focarul e sub tabla, iar în spatele lui tabla trebuie un pic decupată ca să ca să iasă fumul în sus. Vedeți că dacă e țeava de, de coș, e mult mai sus ca fundul cazanului. Da. Asta știe fiecare. O decupăm cu flex, înainte facem măsurători, nu ne grăbim și o să iasă, o să iasă lucru bun. Asta e cuptorul. E un tub imens, greutatea are pe măsură. Aici iasă burlanul, burlanul nu, nu îl ținem. Na, cam asta a fost despre cum să, să facem să nu se prindă borhotul de fundul cazanului sau ce fierbe. Mare atenție când fierbem mere sau de astea ce nu prea au, sau gutui, ce nu prea au zeamă. Aici e un pic mai complicat, aici trebuie un pic mestecat mai mult și să fim mai atenți cu focul, nu, nu îi dăm în gură. Dacă v-a plăcut videoclipul, abonați-vă, dați un like și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificat când revenim cu noi video. Vă mulțumim!